Evanghelistul Marcu, în a cărui scriere privim, ne sfătuiește astăzi: opriți-vă, priviți și ascultați. Continuăm să călcăm pe urmele pașilor lui Isus, aflat pe panta ascendentă a popularității sale. Supraaglomerat în mod constant, el era uneori epuizat fizic. Astfel că odată a dormit într-o corabie chiar pe timp de furtună, iar ucenicii înfricoșați au fost nevoiți să-l trezească. De ce vă temeți, tot n-aveți credință? I-a întrebat Domnul. Apoi a mustrat marea: taci, fără gură! Și ea s-a supus. Asta se întâmplă la finalul capitolului 4. Mai înainte de asta însă, Iisus îi învățase pe oameni în modul său unic, prin parabole, istorii menite să comunice sensuri și lecții profunde și memorabile. Vă invit să luăm și noi aminte, măcar la câteva dintre asemenea pilde. Întâi, cea a semănătorului. Pe măsură ce o redă, Iisus descrie și deosebește terenurile pe care cade sămânța. La marginea drumului, unde le ciugulesc păsările, adică diavolul care ia îndepărtează cuvântul, apoi pe teren stâncos, unde prind repede, dar n-au unde să-și întindă rădăcinile și le usucă repede soarele, adică greutățile care ne îndepărtează de Dumnezeu, și apoi între spini și buruieni, care închipuie îngrijorările lumii și vieții care ne distrag. Din fericire, o parte din sămânță cade și pe pământ bun, acesta arătând spre cei ce primesc cuvântul și sunt mântuiți. Dar și în acest caz sunt diverse grade de rodnicie. Iisus ne avertizează pe toți: dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Luați seama la ce auziți? Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. Celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Scrie în Marcu 4, de la versetul 23 la 25. Cu alte cuvinte, opriți-vă, priviți, ascultați, cercetați, cu băgare de seamă. Apoi Mântuitorul înfățeșează împărăția lui Dumnezeu prin alte două pilde, luate din același domeniu familiar oamenilor cărora le vorbea. Sămânța la modul general, care plantată încolțește, crește și rodește în mod tainic până se transformă în recoltă, și sămânța de muștar, cea mai mică dintre toate semințele, care totuși se dezvoltă și ajunge un copac mare și cuprinsător. Contrariat, ucenicii îl întreabă pe Iisus de ce le vorbește prin pilde, iar el răspunde strategic: oamenii trebuie să dorească să înțeleagă înainte ca lucrurile să capete sens pentru ei. Dacă ai inima și ochii larg deschiși, Duhul lui Dumnezeu va face ca marile adevăruri ale vieții să fie reale și pentru inima ta. Dacă însă întorci spatele lui Iisus și învățăturii sale, vei fi pierdut. Într-un sens, toți suntem pierduți până la un punct. Dar răspunsul fiecăruia la cercetarea și chemarea cuvântului lui Dumnezeu va determina mântuirea sau pierzarea. Deci, ce poți spune despre tine? Crezi în Iisus Hristos, vino la El și primește-L ca mântuitor personal. După care Marcu va reda în capitolul 5 o serie de miracole pe care doar Dumnezeu le putea înfăptui și care demonstrează puterea Domnului Iisus. Le vom examina și noi data viitoare.